salut la fiecare, Sergiu aici cu voi. Sunt auzit, sunt văzut, ce mai faceți, cum viața? Sunt auzit destul de bine, haideți să mă asigur că sunetul vine din microfonul acesta. Bun. După cum ați văzut, noi astăzi vom atrage atenția la trigonometrie. Da. Salut, Bălățel Constantin, salut. Cine mai este aici live cu noi? Constantin Șișcanu, salut. Trigonometrie. Da, trigonometrie astăzi vom rezolva. Catalina, salut. Wow, la cămașă, păr aranjat. Mersi mult, Deniart. Mersi mult celor care mă susțineți și sunteți aici live cu mine și cei care doriți să învățați. Doriți să învățați și doriți să cunoașteți. Astăzi va fi o temă mai grea. Nu voi explica totul detaliat. Astăzi vorbim despre trigonometrie și probleme de geometrie în care se aplică trigonometria. Poate voi explica un exercițiu cu cerc trigonometric. Voi explica. Iată. Bălățel Constantin, mersi mult că mă respecti. Daniels Gaming, salut! Bine ai revenit în live! Nagiev Zaman, salut! Daniels Gaming, știi că te-am scos din moderator, că ai urei. Poate o să-mi schimb părerea, am să te mai văd pe în live, poate am să te adaug înapoi. Da? Ce frumos te-ai îmbrăcat! Mersi! Mersi mult de apreciere! Să văd, se vede aici frumos cum eu stau, în partea cealaltă, aici, la fel, da, relativ, tot e ok. Dark Phoenix, yes, trigonometry. Trigonometrie astăzi. Cum am spus, e o temă mai grea. Să nu vă supărați pe mine că ceva nu explic totul detaliat. Aceste teme sunt pentru nota 10. Da? Pentru nota 10. Dar de ce i-a scos moderatorul lui Daniel că mă tem să rămân și eu fără? Aiurie cu niște cuvinte prin chat. Uite la chatul precedent, când live-ul precedent. Ieri l-am scos din moderator. Dar nu m-am supărat pe el. Adică am văzut necesar lucrul ăsta. Cum la tine? Sunt binișor. Am avut astăzi de lucru, sunt îngândurat, am de răspuns la mesaje, se lucrează intensiv tot Telegram-ul, Telegram, Instagram, YouTube, Viber, WhatsApp, Messenger, toate sunt pline cu mesaje. Iată de ce. Supărând numai pe trigonometrie. Bun. Voi merge prin cele 11 teste care vi le-am trimis și pe canalul nostru de Telegram și voi rezolva problemele de trigonometrie care sunt pe acolo. Și prima care mie mi-a plăcut cel mai mult nici nu se vede, nu-mi vede iPad-ul. Sergiu cu iPad-ul, ok. Deci va trebui să-i fac un restart la iPad. De aceea, vă rog frumos să așteptați până ce mai vorbim. Se face un restart la iPad ca calculatorul să-l vadă. Pro YouTube, salut, bine ai revenit! Noi încă nu am început, suntem în partea introductivă. Eu dar o să fiu cu minte. Deniart, dacă nu am văzut din partea ta nicio acțiune urâtă, sau nu cât urâtă, ceva care să mă motiveze, eu chiar apreciez că avem moderatori în chat. Cum să devin moderator? Să-mi cer mie și să văd necesar lucrul acesta. Și de obicei sunt cei moderatori, sunt cei care cam participă în toate live-urile mele.
Live-uri regulate vom avea astăzi, mâine, asta e sâmbătă, duminică e pauză, luni vom avea un live mai lung, mâine aproape sigur că rezolvăm test și luni aproape sigur că rezolvăm test, da? Pentru că marți deja mergeți la examen. Vom rezolva două teste pentru nota 10. Voi arăta cum se ia nota 5, apoi cum se ia nota 10. Dar astăzi trigonometria. Deja mâine și luni vom face teste. Iar începând cu săptămâna cealaltă, voi mai face regulat marți seara, dacă am bacalaureatul, voi analiza bacalaureatul, dacă voi avea, dacă nu, nu. Miercuri și joi fac pentru umaniști două live-uri și apoi pe perioada de vară voi face două live-uri pe săptămână, am să îmbunătățesc, voi face anumite schimbări, avem deja channel membership și vom face poate chiar cu Discord pentru cei care sunt membrii canalului. Voi face un nou îmbunătățire a ceea ce este live streaming. Astăzi am reușit, de fapt, nu știu cât de calitativ va fi, dar am schimbat notificările pentru donații. Dacă cineva dintre voi va da donații, vor fi alte notificări, sunt diferite în dependență de ce sumă donezi și sună diferit. Doar mi-e frică că acele sunete să nu fie cu copyright și nu voi putea monetiza acest video. Însă, experimentăm. Hai să aprind iPad-ul acum, să-l conectez și vom merge spre rezolvare. Cum ești scris pe Viber? Trebuie să ai numărul de telefon pe Viber ca să mă găsești. Cum să devin moderator? Am răspuns. Ce părere ai despre bacul la engleză? Nu știu, nu am nicio părere. Nu am nicio părere despre... nu am nicio idee despre nicio idee. Eu, în general, n-am idei. Știți pricolul? Pentru cei ce vor merge la bac repetat, veți face live-uri. Pro YouTube, pentru cei care merg la bac repetat, voi face live-uri, dar nu foarte multe. Cei care merg la live, în live nu înțelegi. Dacă nu ai susținut bacalaureatul, un live-uri nu tare te ajută. Te ajută dacă vei lua curs intensiv la matematica medie și vei face 20 de lecții pregătire intensivă de bac. Iată acolo putem să garantăm 90% că îl susții dacă faci lucruri pe acasă și faci ceea ce îți spune profesorul. Dar de ce sunteți triți sau sunteți doar obosit? Nu sunt tare obosit, sunt îngândurat. Este puțină diferență între a fi obosit și îngândurat și de aceea dă senzația că eu sunt trist. Îngândurat pentru că am multe planuri de executat, mulți bani de cheltuit și nu cu mare nădejde de recuperare investiție. Sergiu, la BAC este posibilitatea de a copia. Shelby09, mă bucur că ești cu mine în live și nu te-ai supărat pe mine că te-am scos din moderator. Asta primul lucru. Al doilea lucru, la bacalaureat nu se poate copia. Credeți-mă, nu poți copia. Dacă și poate cineva copia, asta este un noroc foarte mare. Deci nu vei putea deloc. Sunt camerele și, într-adevăr, pentru o mică întoarcere într-o parte și o smiorcăială din nas repetată poate fi socotită ca copiere. Și se uită mai des la tine cei care verifică. Plus la asta că tu nu-l dai în liceul tău, dar îl dai în altă parte. Îmi pare rău pentru toți care au făcut greșeala de la ultimul exercițiu de la engleză, Gheorghe Creciunel. Asta e viața. Calculați produsul soluțiilor reale ale ecuației 2 cosinus pătrat de x pe 2 minus 1 înmulțit cu radical din 8x minus x pătrat minus 12 egal cu 0. Primul pas care trebuie de executat în această situație, hai să conectez Apple Pencil, este... Primul pas care îl vom face va fi să calculăm domeniul valorilor admisibile. Și asta înseamnă expresia de subradical trebuie să fie mai mare sau egal ca 0. Întotdeauna se face lucrul acesta. Mai departe, observăm că avem minus x pătrat plus 8x și minus 12 mai mare egal ca 0. Avem. Dacă egalăm cu 0, ne vor da două soluții, x1 și x2. Acum, când le aduni, trebuie să-ți dea 8. Da? Asta e 6 și 2. Când le înmulțești, îți dă 12. Da.
înseamnă că e 6 și 2. Pe axa numerică se depune 2, se depune 6 și avem o parabolă cu ramurile în jos. Aici e plus, minus, minus. Înseamnă că DVA, noi avem că X aparține de la 2 până la 6. Cu alte cuvinte, răspunsul nostru va fi doar numere cuprinse între 2 și 6. Primul pas este executat cu succes și, în rezolvare, ăsta nu e obligatoriu. Poți scrie astea, apoi astea și gata, ai rezolvat. Al doilea pas în rezolvare trebuie să egalăm fiecare din expresiile noastre. Cosinus pătrat de x pe 2 minus 1 egalez cu 0 sau expresia 8x minus x pătrat minus 12 egalez cu 0. Pentru că avem o expresie înmulțit cu alta este 0 când una este 0 sau cealaltă este 0. Ok? Mai departe, asta este ușor, pentru că de aici rezultă că x aparține, avem numărul 2 și numărul 6 l-am făcut mai sus. Deci asta este ușor de rezolvat, super extraordinar. Acum, a doua expresie, țineți cont că vei avea la anexă așa formulă. Ok? Eu acum arăt anexa. Anexa. 1 minus 2 cosinus pătrat de x este egal cu cosinus de 2x sau alfa aici, în dependență ce vrea să zică. Iată, este așa formulă. Și în cazul nostru, noi vom aplica această formulă. Noi, inițial, această expresie o vom schimba cu locul. 1 minus 2 cosinus pătrat de x pe 2 este egal cu 0. Ce observăm? Că noi avem fix forma aceasta, că, dar numai în loc de alfa este x pe 2. Înseamnă că eu voi scrie că avem cosinus de x pe 2 și mulțit iată cu acest 2 care vine acolo. Înseamnă că este cosinus de 2x pe 2. Este egal cu 0. Ceea ce am obținut, cosinus de x este egal cu 0. Vedeți cât de simplu s-a transformat tot. Când te uiți în anexă, deja vezi cum poți aplica această formulă. Dacă să faci prin altă metodă aici și să-l exprimi pe cosinus de x pe 2 că este egal cu plus minus radical din 2 pe 2 și să faci calculele, este mult mai greu de rezolvat. Ok. Shelby, imediat am să-ți răspund la întrebarea ta frumoasă. Așa. Mai departe, vă arăt o metodă care să o faceți la examen și așa. Ok? Și am să vă rog să mă ascultați acum foarte atent, pentru că acesta este așa de important, încât dacă îți nimerești așa, ai noroc. Dacă la examen îți nimerește ecuație trigonometrică cu interval limitat al lui X, nu va trebui să calculezi ecuațiile trigonometrice, să le scrii cu arc cosinus, arc tangentă, arc sinus, arc cotangentă, cu pi kappa sau cu n kappa. Nu va trebui să faci lucrul acesta. În cazul în care x este limitat, de exemplu, de la 2 până la 6, de la minus, 2, minus pi până la 2 pi, de la 0 până la pi pi 2, de la minus pi pi 2 până la pi pi 2, de la minus 2 la 2. Ok? Iată, când ai așa limitări al lui x, nu va trebui să afli arc sinus, arc cosinus și cu pi kappa. Nu faci așa. Faci așa cum îți arăt eu acum. Cât durează life-ul? O oră. Deci până la încă vreo 50 de minute va dura. Bine, ce faci mai departe? Aici scrii, iată cum, atenta, rezultă de aici, deoarece x aparține intervalul la 2 până la 6, deasupra lui rezultă, scrii prin ce logică utilizezi pentru a face concluzia ulterioară. Deci cosinus de x este 0, atunci când x aparține acest interval, dacă x aparține acestui interval și cosinus de x egal cu 0, deci rezultă că x este egal și îți va da 2 sau 3 numere sau un număr.
Eu nu știu, am pus 2 de X acolo. Posibil imediat am să-l șterg pe unul dintre ei. Dar hai să scriu întâi un singur X. Și atent cum facem. Eu voi scrie aici așa. Fac un cerc trigonometric. Un cerc îl fac. Nu e numai decât trigonometric. Trasez așa. Și țineți cont că aici e 0 grade, dar aici e pi, că este 180 de grade. Iar în partea asta e 2pi, pentru că e 360 de grade, pi fiind 180. La jumătate, de la 0 până la pi, este exact pi supra lui 2. 90 de grade. Vedeți, 0 până la 2pi este 90 de grade. Pi pi 2. În partea cealaltă, în interior, e minus pi pi 2 în interior. Dar dacă aici, uitați-vă, eu voi număra așa. 1 90 de grade, 2 unghiuri de 90 de grade și aici avem 3 unghiuri de 90 de grade, 3 pi pi 2. Deci în partea aceea este 3 pi pi 2. Iată aici e 3 pi supra lui 2. Aici e minus pi, aici deja este minus 3 pi pi 2, dar nu e necesar. Și iată ce noi vom face. Țineți cont că avem cosinus de x este 0, dar x este de la 2 până la 6. Unde este 2 pe acest cerc? Țineți cont că iată aici e 3 întreg și 14, asta e pi în radiani. Dar 2 unde ar fi cam aproximativ? Unde e 2-ul? 0, aici e 3 întreg și 14 împărțit la 2 este 1 întreg și 5 și ceva. Înseamnă că 2 undeva este pe aici. Înseamnă că eu am de la 2 până la 6. 2 înmulțit cu 3 întreg și 14 aici e mai mult decât 6, deci aici e mai mult decât 6. Iată, noi mergem așa cu acestea, acesta este intervalul meu unde am unghiuri. 2 este unde, 6-le este aproape, iată undeva pe aici e 6. Și mie îmi trebuie cosinusul să fie 0. Ăsta e cosinus, așa-i? Ăsta e axa cosinus. Și acum, cosinus ne dă 0, iată aici, în unghiul pi pi 2 sau în 3 pi pi 2. Da? Unde e 270 de grade. Și pi pi 2, vedeți că nu este în intervalul 2-6, dar 3 pi pi 2 este, pentru că pi împărțit la 2, ăsta este 1 și ceva, 1 întreg și 50 ceva, 3 mulțit cu 1 întreg și 3, iată, 3 acesta mulțit cu pi pi 2, care e 1 întreg și 50 ceva, este 45, 4 întreg și 50 ceva. Deci este până la 6. De aici noi zicem că x este 3 pi supra lui 2. Iată care este logica. Altul unghi nu poate fi, pentru că pi pi 2 nu este în intervalul meu. Unghiuri negative n-am, de la 2 până la 6 nu sunt unghiuri negative. Asta ar însemna că eu aici mai departe, iată am făcut asta, rezultă că am doar 3 pi supra lui 2. Punct. Gata. Îți dă maxim de puncte până aici. Este. Pasul 3 deja trebuie să faci produsul. Așa ni se scrie, calculați, produsul soluțiilor. Soluția este 2, 6, și 3 pi supra lui 2. Ne dă 18 pi. Iată răspunsul. Aici la răspuns trebuie să scrii 18 pi. Am rezolvat-o cu ajutorul interpretării cercului trigonometric. Nu trebuie aici să scrii cu pi kappa și alte nebunii pe acolo. Bine? Eu așa rezolv, așa se dă maxim de puncte și așa vei obține nota 10 la examenul de bacalaureat. Education and Business spune că ieri cu profesoara la școală am rezolvat așa exercițiu. Foarte bine și foarte bine. Dar dacă nu ai dat examenul clasa 12, da, examenul clasa 12, n-am înțeles Max Fon ce ai spus. Sunt clasa 10 în GBMK. Nu am idee cât de greu va fi bac la matematică dacă la engleză a fost așa de greu. La matematică anul acesta nu va fi foarte greu. Și deja eu am văzut că, deși este așa teorie și practică chiar, e mai ușor să iai nota 10 la matematică decât la limba română sau decât la engleză. Pentru că la matematică, dacă ai scris, nu poate fi interpretat altfel și nu se țin cont de greșelile gramaticale.
după ce am rezolvat testul la limba română de clasa 9 și am văzut cât de greu este, pentru mine vorbesc, pentru voi n-ar trebui să fie așa de greu, am realizat că la matematică e mult mai ușor să rezolvi exercițiile. Pentru că aici, dacă ai scris, profesorul este obligat să-ți dea punct dacă ai scris corect. La engleză a fost greu pentru 7-10. Bun. Colea Bratan spune, Sergiu, mulțumesc de video. Cu mare plăcere. Cu mare plăcere. O întrebare bună a pus-o Shelby09. Sergiu, care este cea mai mare realizare a ta până în prezent? Cea mai mare realizare a mea până în prezent este că mi-am pus un scop pentru viață de a o face pe mama mea fericită și fără griji. Adică comportamentul meu, vorbele mele, cum o telefonez, faptul că îi achit toate comunalele eu, faptul că o ajut financiar, faptul că vorbesc cu ea, faptul că, și acest lucru deja îl fac de vreo aproape 5 ani, cred, aceasta este cea mai mare realizare a mea, când creierul meu s-a creat, pus punctul că eu nu vreau să am regrete față de relaționarea mea cu mama. Iată cea mai mare realizare. Dar a ta, care este? Mai departe. Aveți niște, la școala dumneavoastră, foarte bune, aveți niște profesori, da? Ai vrut să spui. La engleză a fost greu, crezi că ei va fi cu binomul lui Newton? Sigur va fi cu binomul lui Newton. Este cineva de la Petru Movilă. Apropo, este cineva de la Petru Movilă în chat-uri. Ce vârstă ai, Sergiu? 33 de ani am. Mai departe, hai să văd ce găsesc eu cu trigonometrie. Iată aici o problemuță cu trigonometrie și ea este ușoară. Observați că atunci când îți este x dat într-un interval, înseamnă că sunt cele mai ușoare probleme de trigonometrie. Asta înseamnă că aici nu trebuie ști arc sinusuri, arc cosinus, tangente, arc contangente și nici pi-pi-kappa chestii. Uitați-vă ce aici trebuie să faci. Expresia noastră este 3, dar sinus de 2 alfa, asta e 2 sinus x cosinus x. Asta e formulă. Plus 4. Tangenta de 2 alfa, tangenta de 2 alfa, asta este sinus de 2 alfa pe cosinus de 2 alfa. Este? Super. Egal. 6. Sinus x cosinus x plus 4. Acum, sinus de 2 alfa, sinus de 2 alfa este formulă, este 2 sinus x cosinus x. Avem. Dar cosinus de 2x este așa, cosinus la a doua de x minus sinus la a doua de x. Până aici pun punct. De ce? Pentru că peste tot am sinus, cosinus, sinus, cosinus, sinus, cosinus. Eu pe cosinus îl am, îl înlocuiesc aici, aici și aici. Îmi trebuie să-l aflu pe sinus. Este? Oare dacă scriu formula din anexă la exercițiu, iei vreun punct? Nu iei niciun punct. Dacă o aplici în rezolvare, iai punct. Cu verde voi arăta rezolvarea mai departe cum îl afli pe sinus de x. Sinus la a doua de x plus cosinus la a doua de x este egal cu 1. Aceasta se numește identitatea trigonometrică fundamentală. Apoi, în loc de cosinus, ai sinus la a doua de x egal cu 1 minus cosinus la a doua de x. Și iată, obții că sinus de x este 1 minus. Numărul ăsta trebuie ridicat la a doua și obții 9 pe 25. A nu se pune plus acolo, că întâi ridici numărul negativ la a doua și îl înlocuiești aici.
și obții că ai 16 pe 25. Uitați-vă ce am obținut eu. Că sinus la a doua de x este 16 pe 25. Rezultă că sinus din x este egal radical din 16 pe 25 și este egal cu 4 pe 5. Acum, arăt cu albastru ce ai scăpat tu când ai rezolvat, iată, problemuța aceasta. Tu ai scăpat din vedere că aici se pune plus minus în fața radicalului. Pentru că numărul ăsta la a doua îți dă 16 pe 25, dar minus numărul ăsta la a doua la fel îți dă 16 pe 25, deci e plus minus. Mai departe, când faci cercul trigonometric și iai numărul de la pi pi 2 până la pi, sinusul aici în cadranul numărul 2, iată, ăsta e sinusul, el e pozitiv. Înseamnă că eu zic rezultă, deoarece x aparține de la pi supra lui 2 până la pi, x, sinus de x poate fi numai valoare pozitivă. Sinus de x poate fi doar 4 pe 5. Salut, Sergiu, eu sunt Ion Taravkov, adică Sergiu, unul dintre moderatorii mi-a dat bloc și nu am făcut nimic. Sigur? Rezolvă, Sergiu, imediat merg în, rezolv problema aceasta și mergem în, și voi rezolva problema. Vrei să te dau, să-ți dau acces cu acest cont sau cu celălalt cont? Vrei să-ți dau acces de moderator? Scrie aici în comentarii, te rog frumos. Andreea, state, salut! Bună seara din nou! Daniels Gaming, asta eu te-am scos pe tine de moderator. Pe Sergiu nu eu l-am scos. Vei putea să mai arăți încă o dată cercul trigonometric de la acest exercițiu? Da, voi putea. Uitați-vă ce am obținut noi. Noi am obținut că sinus de x este egal cu plus minus 4 cincimi. Dar x aparține de la pi pi 2 până la pi. Aici e 0 grade. Aici e 90 de grade, asta e 180 împărțit la 2. Și aici este pi care e 180. Înseamnă că unghiul nostru, iată acest x, se află în acest interval. Iată, în cadranul numărul 2. Și uitați-vă cum faci ca să îți dea, să vezi sinusul ce semn are acolo. Iată, ăsta e cosinus. Cosinus de x. Ăsta tot e cosinus de x. Ăsta e sinus de x și ăsta e sinus de x. Cu negru voi arăta. Sinus de x aici e pozitiv, pentru că aici este 0 și aici e 1, aici e o doime, radical în 3 pe 2, radical în 2 pe 2 și radical în 3 pe 2. Deci e pozitiv. Cosinusul aici e negativ, sinusul aici e negativ și cosinusul aici e pozitiv. Și te uiți. Și pe o parte e pozitiv și pe altă parte e pozitiv. Înseamnă că cadranul acesta, sinusul, este pozitiv. Reiese că orice unghi iei de aici, te duci spre sinus, îți va da număr pozitiv. Înseamnă că eu de aici rezultă pe baza la asta că sinus de x trebuie să fie doar numărul pozitiv 4 pe 5. Iată. Gata, Serioga, ești adăugat ca moderator. Daniel, eu i-am explicat numai ce, de ce l-am scos ca moderator și va mai aștepta încă o zi, două și pe urmă voi vedea cum se va comporta în live, că celălalt live precedent, el l-am preîntâmpinat de mai multe ori să nu
facă mult vânt. Hai să micșorez și să vedem rezolvarea mai departe. E de x este egal. Uitați-vă ce am. 6, iată acest 6. Eu aici înlocuiesc. Cât e sinus de x? 4 pe 5. Cât e cosinus de x? Minus 3 pe 5. Plus. 4 ori 2 este 8. Iată, 4 ori 2 este 8. Așa. Sinus de x e 4 pe 5. Cosinus de x minus 3 pe 5. Cosinus la a doua de x este 9 pe 25 înmulțit. Cosinus la a doua, asta la a doua, da? Și sinus la a doua este 16 pe 25. Este egal, și voi scrie aici, un număr care el calculează-l singur. Nu am de gând acum în live să fac lucrurile acesta. Vă dați seama singuri, faci fracții ce ai chinuială și eu nu vreau să vă demonstrez că știu să adun și să mulțesc fracțiile. Această axă se dă voie de desenat în bacalaureat. Nu se permite de desenat această axă, doar pe maculator. Daniel Gemiz, eu nu vreau moderator. Chiar? Bine. Andreea Stati spune foarte interesant videoclipurile dumneavoastră. Cu mare plăcere. Sergio, după ce termin live-ul, las să merg în YouTube Studio și voi vedea ce modific acolo. Am o problemă de geometrie care vreau să o rezolv cu voi utilizând teorema cosinusurilor, corect spus. Asta caut acum. Până atunci, hai să fii cu layout-ul ăsta ca să nu te doar ochii când să fac scroll la această axă, se dă voie, așa am răspuns. Bine. Aici nu e interesant. Am găsit o problemă interesantă de trigonometrie. O rezolvăm, apoi mergem să rezolvăm problema de geometrie cu teorema cosinusurilor. Tot respectul din Ungheni, Artur Balașa. Salut, Artur! Eu sunt din Bahmut, Raionul Călăraș, chiar la hotar cu Ungheniu. Și eu am susținut bacalaureatul la matematică la liceul Mihai Eminescu din Ungheni. Gheorghe Crăciunel, plus 1. Noroc! Determinați soluțiile reale ale ecuației. Radical din 3, cosinus x minus sinus 2x egal cu 0, pentru că are modul x mai mic decât 2. Aveți un grup pe WhatsApp despre matematică, aș vrea să știu. Andreea State, avem un grup pe contul nostru de Telegram, care linkul îl va trimite cineva din moderator imediat în chat. Bun. Cum facem aici? Arăt în anexă. Sinus de 2x va fi scris sinus de 2 alfa, posibil este 2 sinus alfa cosinus alfa. Copii asta din anexă în rezolvare și în loc de alfa scrii x și îți va da punct deja. Radical din 3 cosinus x minus 2 sinus x cosinus x egal cu 0. Dacă e scris așa, deja obții un punct. Bine. Ok, Sergiu. Mă gândesc cu ce să pornesc mai departe. Aici voi lăsa iat așa și voi rezolva modul din x mai mic ca 2. Această inecuație, ca să o rezolvi, ea se rezolvă oral de obicei și este de ajuns să scrii că x aparține de la minus 2 până la 2.
Acum, cine a înțeles cum se face, foarte bine. Pentru cei care nu știți cum se face, eu doar încerc să-i explic lucrul acesta, dar credeți-mă că este destul de greu să fac lucrul acesta. În primul rând, când modul din x egalez cu 2, îți dă x egal cu plus minus 2. Sau 2 sau minus 2 este aici în interior. Bun? Apoi, faci axa numerică, îl depui pe minus 2 și îl depui pe 2 și faci așa. Iai un număr până la minus 2, așa, după minus 2 încolo. Iai numărul 4, minus 4. Când înlocuiește aici, ce îți va da? Modul din minus 4 mai mic ca 2. Asta e fals. Deci ăsta, intervalul ăsta nu-i bun. Pe urmă, iai un număr de la minus 2 până la 2. Iai numărul 0. 0 în modul mai mic ca 2. Adevărat, înseamnă că ăsta este interval bun. Când iai numărul 4 de aici, îți da interval care nu-i bun. Și uite ce ai obținut. Ai obținut că x este de la minus 2 până la 2. Ăsta e intervalul cel bun care îți dă propoziția adevărată. Iată logica de rezolvare. Nu-i cea matematică, e logica, nu-i metoda matematică. Am rezolvat acesta, da? Intervalul ăsta. Și ne amintim încă o dată și vă rog frumos să vă amintiți, dacă nimerește anul acesta la BAC, ecuație trigonometrică cu X în interval, da? Limitat asta se numește, asta înseamnă că noi nu vom avea arc sinusuri, arc cosinus, piuri, pi kappa, n kappa și alte nebunii de tipul acesta. Super! Aici se observă ușor că avem cosinus de x și cosinus de x factor comun și, cum a spus Carolina Vieru, scoatem forțat, îl forțăm pe cosinus să iasă, se deslipește de 3, se deslipește de 2 sinus și iese o singură dată în față și rămâne radical între 3 minus 2 sinus x și asta totul e egal cu 0. Este. Daniel's Gaming, ai voi. Stop, ce n-am comentat ce trebuie. Pro YouTube, da, n-ai voie să pui link-ul pentru că tu nu ești ca moderator. Dacă vrei tare și vei fi des aici, te pun ca moderator și atunci poți trimite. Numai dacă vei fi, să zicem, la 50% din live-urile mele. E grea matematica la profil real clasa 10? Nu este grea. Deși clasa 10 e cea mai grea din toată matematica care este în liceu, clasa 10, dar nu e grea matematica de acolo. Mai departe. Aici cosinus de x egal cu 0 sau, iată așa, pot să pun, sau radical din 3 minus 2 sinus x egal cu 0. Știți de ce, da? Pentru că avem înmulțirea, înseamnă că sau primul e 0, sau al doilea este 0. Atent, aici cosinus x egal cu 0, așa și-l las. Dar aici nu voi explica cum sinus de x egal cu radical din 3 pe 2. Ăsta se duce în partea aceea și-l împarți la 2 din fața lui sinus de x. Am zis că nu explic, dar am explicat. Bine. La ce noi am ajuns? Noi am ajuns, iată, la expresia aceasta de aici. Ce faci mai departe? Vă rog frumos să fiți atenți aici cu mine și am să vă arăt ce facem mai departe pentru a obține maxim de puncte la examen. Rezultă pe baza faptului că modul x e mai mic ca 2, dar țineți cont, asta trebuie scris în rezolvare. Asta nu e obligatoriu, dar aici poți să scrii asta sau pe asta, care e varianta mai scurtă. Dar ca să nu vă duc în eroare, noi am zis așa că x este de la minus 2 până la 2. Este? Bun. Super. Da.
Dacă scriem pe scurtat, luăm punctaj maxim. Da, Carolina, ei, iată cum scriu eu, este pentru punctaj maxim. Mai departe, pe maculator faci următoarea șmecherie pentru rezolvarea problemei. Faci un cerc trigonometric cu axele de coordonate. Unde este minus 2? Minus 2 este, iată aici e 0, în direcție inversă. Iată aici e minus 2, aproape de minus 3 între x și 14, care este minus pi. Și prin interior sunt unghiuri negative. De la 0 în direcție pozitivă vei merge și undeva pe aici este 2. Și nouă ne trebuie cosinusul să fie 0. Cosinusul este 0 în pi supra lui 2 sau în minus pi supra lui 2. 90 de grade. Reiese că eu aici voi scrie că x este plus minus 90 de grade. Pi pe 2, asta înseamnă pi supra lui 2, 3 între 14 pe 2 este 1 între ceva sau minus 1 între ceva este în acest interval. Acum sinusul ne dă radical în 3 pe 2 în sinus de 60 de grade, dar 60 este pi supra lui 3. Și acum, aici este pi supra lui 3, iar în partea cealaltă este minus pi supra lui 3. Da? Și acum sinusul trebuie să ne dea valoare pozitivă. Da? Valoare pozitivă, radical în 3 pe 3. Înseamnă că varianta asta nu merge, pentru că ea ne dă rezultat negativ. Doar varianta pi pe 3. Și x este pi supra lui 3. Minus pi pe 3 nu merge. Bun. Acum trebuie să mai verifici încă un punct, ceea ce este greu deja. V-am zis, așa este, pentru nota 10. Trebuie să verifici, iată, și unghiul ăsta de aici, care e 120 de grade. 120 de grade, astea sunt două unghiuri de 60. Trebuie să compari cu 2 și îți dă 2pi, comparăm cu 2 ori 3. Ăsta e mai mare. Deci 2pi pi 3 trece de 2. Înseamnă că 2pi pi 3 nu merge ca răspuns aici. Soluția egal. Orice ecuație are soluții plus minus pi pi 2 și pi supra lui 3. Iată așa. Ceva geometrie azi? Da, vom face și geometrie următorul item chiar. Nu voi face live la istorie. Bun, întrucât nimeni nu a trimis link-ul la Telegram, el este și în descriere, de fapt. Haideți să vi-l trimit eu. Toți să cicuiesc. Iată. Bine, haideți să mergem acum la o problemă de geometrie cu teorema cosinusurilor. Doar o secundă, vreau frumos, este necesar să ascult un mesaj vocal. Ok, sunt înapoi aici cu voi.
Daniel, n-ar trebui să se audă. Nu s-a auzit nimic, asta e pricoale de voastre. 1, 2, 3, 4, se aude. Știți cum minți. History Moldova? Noroc. Și faci. Domn Sergiu, îmi cer scuze pentru vocabulare de pe live-ul trecut. Hai să vadă toți. History Moldova, se vede că s-a corectat. Ok. Dar cum ai ajuns? Eu nu te-am blocat de tot. Te-am blocat pe cât timp? Ce o să faci cu cei 100 de euro câștigați din donații? Pentru cei care nu știu, iată, noi aici, iată, vedeți, avem 70,1 euro deja donați până la examen, scopul este de 100 de euro. Ce voi face cu acești 100 de euro? Încă nu știu. Dar nu programez să-i scot din donation alerts. Până ce stau acolo. Deși șansa cea mai mare este că îi voi folosi ca să cumpăr o masă nouă, că aici asta e mică pentru ce vreau să fac eu, și dacă voi face un alt studio pe viitor, atunci îl voi utiliza pentru studio, dar nu. Microfonul nu este stins, el este, funcționează totul cum se cade. Băieți, de unde e microfonul închis? Ah, clar, acolo chat-ul e cu delay mic, da? Puțin delay este. Tot normal acum, da? Bun. History Moldova e îți accept scuzile. Ok, continuăm rezolvarea itemului care îl avem aici. Mai avem 15 minute de live, apropo. Poate două exerciții și gata. 61 de persoane și 30 de like. Dați bă like-uri. Între unghiul ABCD. ABC. Mediana BD. Mediană înseamnă că... Ce înseamnă mediană? Împarte latura în jumătate. Iată, bucata AD e egal cu bucata DC. AD este egal cu BC. Cu DC. Și mediana spune că este lungime de 8, iar latura AC are 14. Deci toată asta e 14, înseamnă că aici e 7 cm. Pentru că și aici e 7 și aici e 7, în total 14. Măsura unghiului ABD, iată ăsta, este de 30 de grade. De unde 30? De ce eu am spus acum 30 dacă acolo scrie 60? Iar lungimea laturii AB este mai mare decât 3 cm. Deci latura AB, iată asta este, iată latura asta este X. Eu nu știu cât, ea este mai mare și pot să scriu că X e mai mare decât 3 cm. Bun. Da, împarte latura în jumătate, asta e mediana, dar bisectoarea unghiul în jumătate. Ai dreptate, Serioga. Poate să spun Serioga sau să spun Sergiu. Fratele tău face mișto de tine. Marcel zice, N exerciții bat trigonometrie. Nu, polinoame, azi nu facem. Bună ziua, domnul Serioja! Nete 1x. Noroc! Apropo, știți ce aș vrea să vă rog să faceți? Și să-mi trimiteți mie, nu știu, cumva să luăm legătura și să-mi trimiteți secvențe interesante din lecțiile care eu le fac, să facem un... să facem pe canal, să punem de astea, cum se numesc, shorts. Da? Sau să-mi trimiteți. Fix acela care e pe TikTok popular acum, are vreo 50 ceva de mii sau 60 de mii de
vizualizări. Dacă nu l-ați văzut, nu știu cum să zic, să-l căutați, să-l vedeți voi până la urmă sau cereți la prietenii voștri pe cea 62.000 de vizualizări. Că cel care a compus acest item trebuie să nu mai meargă într-o lebus, mașină, avion, dar să se ducă cu căruța, cu cal sau cu boi și să miroase bișinile cailor. Și ești normal. Și m-a nervat. Vezi el, da? Bun. Eduard Vrabie, assalamu alaikum. Keifa halik. Bihair. Sergiu spune, am văzut asta, mor. Burak Oscivit. Dacă mai scrie odată microfonul închis, vă blocăm pe câteva ore. Aici este așa, iată, este așa un buton, zice, blochează temporar utilizatorul. Temporar, știi? Dar este ascunde utilizatorul de pe acest canal, asta în general, ban pe viață. Bun, hai, liniștește. Bun, dacă mai scrii, e că ai scris a doua oară, nu se aude. Dacă mai scrii încă o dată, bine. Iată ce vom face aici. Explic teorema cosinusurilor și vă rog frumos să fiți atent. Burak Oscivit. Dacă nu se aude, asta înseamnă că la tine este YouTube-ul dat pe mute. Da? Sau nu știu ce, conectează, se aude. Burak Oscivit a fost pus așa deoparte. Posibil că într-adevăr la el nu se aude, ce să spunem? Știți, putem să facem greșeală. La des, poate YouTube-ul pus pe mute și el spune că nu se aude la mine. Dragii mei, țineți voi minte teorema lui Pitagora. Iată, teorema lui Pitagora. Asta e ipotenuza, asta e cateta și asta e cateta, așa-i? Este lucrul ăsta? Este. Teorema lui Pitagora spune așa. C pătrat este egal cu A pătrat plus B pătrat. Avem? Avem. Acum, acest lucru se întâmplă deoarece aici e 90 de grade. Dar, imaginați-vă că noi nu avem triunghi dreptunghic. Vedeți unghiul ăsta de aici de jos? Deja nu-i dreptunghic, dar este înclinat puțin. Iată, acum e dreptunghic. Îl vedeți că e dreptunghic jos aici, colțul ăsta. Nu pot să vă arăt că țin pixul pe foaie. Dacă îl îndoi așa, îl înclin o leacă. Observați că asta tot e B, asta tot e C, dar unghiul ăsta e alfa, el nu-i 90 de grade. Deci asta este A, ăsta e cum aici A, A, B, B și rămâne că avem ipotenuza C. Este. Uitați-vă. Reiese că dacă eu latura asta am înclinat-o, iată asta am înclinat-o, aceasta fiind zisă ipotenuză, ea s-a micșorat, s-a făcut, iată asta s-a făcut mai mică decât acealaltă atunci când, iată dacă sunt două triunghiuri fixe. Reiese că eu pot să scriu teorema lui Pitagora, C pătrat egal cu A pătrat plus B pătrat, aia asta egal cu asta plus asta. Dar, deoarece s-a înclinat aici, nu mai este 90 de grade aici, nu mai este 90 de grade, aceasta deja, iată, a este a doua adunate, ne dă mai mult decât asta la a doua, pentru că asta e mai mititică deja.
s-a înclinat unghiul. A fost drept și distanța, cum să arăt? Iată, a fost drept unghiul. Iată, a fost unghiul drept. Și distanța de la vârful pixului de sus până iată aici jos. Distanța aceasta. E una. Dar dacă l-ai înclinat, vezi că distanța deja e mai mititică? Și deja nu vei mai putea să scrii că astea două sunt egale. Trebuie să scazi ceva. O mărime oarecare. Și scazi așa exact. 2 înmulțit cu AB, 2 înmulțit cu astea două numere și cosinusul dintre aceste unghiuri. Iată cum e teorema cosinuselor. Mai departe, țineți cont că teorema cosinuselor, sau al unui cosinus în cazul acesta, se va începe întotdeauna cu latura opusă, cu latura opusă unghiului. În triunghiul BED, două puncte, triunghiul ăsta BED, pornești întotdeauna cu latura opusă unghiului. Opusul unghiului este latura AD, la a doua, egal. Cealaltă latură la a doua, plus cealaltă latură la a doua, minus 2 înmulțit cu cele două laturi, AB înmulțit cu BD și cosinusul dintre ele. Nicolae, salut! Salut, bine ai venit! AD, cât este AD? 7 la a doua. AB la a doua. Asta este X la a doua. Plus BD, a 8 la a doua. Plus, de fapt e minus, 2 înmulțit. AB, asta este X. BD, asta este 8. Și mulțit cosinus de 60 de grade este o doime. Ce am obținut eu? 49 egal cu x pătrat plus 64 minus 8x, că 2 cu 2 se simplifică. Scriu în formă canonică. X la a doua minus 8x plus ceva egal cu 0. Trebuie să scad din 64, trebuie să scad 49. 60, cât e? 15, da? Din cât eu văd. 15. Acum, două numere adunate să-mi dea 8, iar înmulțite să-mi dea 15. 3 și 5. Dar nouă ni se spune că x e mai mare decât 3. Înseamnă că x trebuie să fie exact 5. Dar de ce trebuie să-l deblochez pe Buracus? Ce... Să-l deblochez înapoi? Dacă voi ați spus, facem lucrul ăsta. Dar, hai rezolv problema și, de fapt, nu trebuie așa dacă m-a cerut acum băieți și fete. Voi sunteți mai importanți, așa că mie nu este greu să mă duc acum chiar deodată în YouTube Studio. Să mă duc la personalizare, nu la setări, permisiuni, comunitate. Moderatori. Utilizatori ascunși.
Eu nu... Eu am încercat din chat și nu iese din chat. Iată, eu văd că Ion Tarafkov a fost blocat. L-am deblocat acum pe Ion Tarafkov deodată. Dar pe alt cineva nu văd, nu văd cum se face lucrul ăsta. Ok. Sergio, te-am deblocat. Eu am intrat acum și te-am deblocat. Tot ok. Nu găsesc cum se face. Dacă vrem cineva din moderatori, fine. Mai departe, problemuță. Nu vreau să mă bag în asta. Cut this shit. Am aflat că, atent aici, bine, vă rog frumos, area la orice triunghi este o doime, AB și sinusul unghiului dintre ele. În cazul nostru, area la triunghiul BED, ca la triunghiul cel de sus, BED, îl vedeți? Iată, la ăsta. Este egală cu o doime, latura care am aflat-o noi, 5, înmulțit cu 8 și înmulțit cu sinus de 60 de grade. Și asta este egal cu 20, dar sinus de 60 de grade e radical din 3 pe 2. Deci îți dă 10 radical din 3 cm pătrați. Asta e area la triunghiul ăsta. Dar deoarece BD e mediană, ea împarte triunghiul nostru în două triunghiuri cu are egală. Iată aici area 1 egal cu area 2. Înseamnă că area la triunghiul ABC este egal cu 2 înmulțit cu 10 radical din 3 cm pătrați, ceea ce înseamnă 20 radical din 3 cm pătrați. Iată, am rezolvat problemuța. Gata. Corect, am pierdut o oră din live cu toate astea. Bine. Vlada B, noi am rezolvat trigonometrie. Vei putea să privești video acesta precedent, se salvează și vei putea să faci. Să privești ce am rezolvat. Încă o problemuță să văd dacă găsesc cu teorema sinusurilor. Nu cred că am să găsesc așa de ușor problemă cu sinusurilor. Hai să văd o altă problemuță și atât care o găsesc, că ce eu rezolv numai pentru voi, că ne-am și reținut. Asta nu, asta nu, asta nu, că e ușoară.
ai așa, cât eu caut să nu vă doare ochii de la aceste căutări. Trigonometrie. Eu caut exercițiu frumos, iată ce fac acum. Pentru cei care încă mă așteptați și sunteți aici cu mine. Caut o problemă bună care să fie actuală pentru un bacalaureat. Iată, asta e bună, este de trigonometrie curată. Burac Oscevit, salut, ai venit înapoi, nu știu cine te-o... Te-o adăugat foarte bine. Avem această ecuație, o rezolvăm pe ea și gata, ne-am dus. În 7 minute trebuie să o rezolvi. Cât mai durează live, că vreau să mă căciesc. Încă 6 minute de aici. Bun. Asta e formula. 3 minus 5 sinus x minus cosinus pătrat de x minus sinus pătrat de x egal cu 0. Se poate altă formulă deodată de scris, dar eu am ales-o pe asta intenționat. Rămâne 3 minus 5 sinus x minus, mie îmi trebuiește să am totul în sinus de x. Iată, cosinus la a doua de x e 1 minus sinus pătrat de x. Și iată ce am observat, că ne dă 3 minus 5 sinus x minus 1 plus 2 sinus pătrat de x egal cu 0. Am 2 sinus pătrat de x minus 5 sinus x plus 2 egal cu 0. 3 minus 1 de aici este 2. Aceasta este o ecuație de gradul 2 necunoscută sinus de x. Delta va fi b pătrat minus 4ac. 4 ori 4, 16, 25 minus 16 este 9. Înseamnă că sinus de x va fi egal sau sinus de x va fi egal. Ne va da minus b minus radical din delta supra lui 2a. Minus b plus radical din delta supra lui 2a. Ceea ce obținem că sinus de x este egal cu o doime sau sinus de x este egal cu 2. Dar 2 nu poate fi de aici, rezultă întrucât sinus de x aparține de la minus 1 până la 1, sinus de x poate să fie numai o doime. Deci nu poate, răspunsul ăsta e mulțime vidă. Acum, trebuie să rezolvi sinus de x egal cu o doime. Dacă nu notăm, putem avea dubii. Putem avea dubii. Nu. Aici este concret, e totul corect, fără notații, fără nimic. Totul este în regulă. X va fi egal cu minus 1 la puterea K arc sinus de o doime plus pi K. K aparține lui Z. Echivalent, x este egal cu minus 1 la puterea k, arc sinus de o doime este exact 30 de grade, plus pi k, k aparține z, asta și răspunsul. Bun, dacă vreți, se poate să-l pun layout-ul acesta și să faceți o copie la el.
Asta e și răspunsul. Soluția este egal și scrii toată expresia aceasta în acoladă și gata. Bine. Mersi mult pentru că ați fost cu mine în live. Eu trebuie să plec deja. Am stat o oră și 10 minute cu voi. Am mai stat, am mai vorbit, am mai făcut setări. Fine, cum este. Sper că va fi de folos. Ne vedem mâine. La ce oră, nu știu. Sau facem seara, dar nu cred. Seara vreau să fac alte lucruri. Cred că vom face cumva fie pe la amiază, pe la 2-3, posibil să facem live-ul. Și voi rezolva un test întreg de bacalaureat. Bine? Succes vouă mai departe! Bravo celor care au scris mai puțin în chat și mai mult au scris pe caiet și au rezolvat împreună cu mine. Foarte bine celor care s-au distrat și în chat. Dar Serioja Coșbuc, eu nu știu ce link ai trimis tu de pe YouTube acolo, dar n-ar trebui să faci lucrul acesta. Bun. La astfel de exercițiu nu se face DVA. Pro YouTube nu se face DVA aici deloc. Deci DVA la acest exercițiu nu este. Dacă ar fi tangentă, da, trebuie să pui cosinusul diferit de zero. Gheorghe Coșbuc. Asta, Serioga. Ați scos din moderator și n-ați să mai pot spune ce dați, eu văd ce este, nu-i nimic rău, dar nu-mi trimite în chat lucrurile acestea. Adelina Țurcan, voi face și la Umanist numai după data de 14. Pe data de 15 iunie voi face pentru Umanist. Palatil Constantin, și eu te respect, cum și tu mă respecti pe mine, nu știu cât de tare și tu tot nu știi cât e o de tare, dar mă bucur că ești cu mine aici în live. Este interesant să te ascult, îți recomand să faci un podcast să discuți diferite teme. Vlad Marus... podcastul deja este în proces de executare și contul către podcastul meu și al lui Gheorghe, cel mai bun prieten al meu, l-am trimis chiar acum în chat. Poți să te abonezi de pe acum. Avem 59 de abonați. Acolo sunt niște videouri de-a mele mai vechi, dar noi curând vom începe podcastul. Da, vor fi discuții live cu o tematică anumită și eu și Gheorghe ne vom exprima părerea și vom răspunde la întrebările participanților din live. De aceea abonați-vă de pe acum, cred că voi începe săptămâna aceasta, săptămâna viitoare, totul depinde de Gheorghe și de mine pentru că eu sunt prins în alte lucruri, el în alte lucruri, are afacerea lui, eu am treburile mele și până ce ne sincronizăm greu. Dar vom face. Sunt clasa nouă, dar așa este interesant la fel pentru BAC, respect domnul Sergiu Alex Cumpănă, zice. Cu mare plăcere, Alex. Mersi mult pentru apreciere și mie îmi place foarte mult să fiu cu voi în live. Foarte mult îmi place. Și de aceea deja mi s-a prins așa de mult că eu la ora 6 am live cu voi, încât fiecare dată deja vine ora 6, nu mi este greu să intru cu voi în live. Dacă vreți podcast cu Sergiu, scrieți Rodul Frecman pe YouTube, Daniels Gaming spune. Da, este un cont vechi de podcasturi, Rodul Frecman se numește, dar acolo deja nu mai fac și nu cred că voi mai face. Este un canal care nu îl mai susțin. Tu Pops, voi face aici conținut. Vă doresc noroc cu podcastul și eu aș dori să fie noroc, îl fac pentru mine, dar și pentru voi. Domnul Sergiu, îmi cer scuze pentru buracul CV. Tot în regulă, eu cred că nimic acolo grav nu s-a întâmplat și el a scris nu pentru că poate chiar era altceva o problemă. O zi bună. Pro YouTube, apreciez să-mi spui dacă vei fi prin live-uri și ai timp, pot să-ți dau să fii moderator. Domnul Sergiu, Dumnezeu să vă binecuvânteze. History Moldova, dacă nu spui în sarcastic, atunci dă Doamne și zic amin.
Domnul să te păzească, Vălățel Constantin, mersi mult. Succes vouă, ne vedem în următorul live, care va avea loc mâine, pe la amiază, ora 2-3, pe aici. Totul depinde de sincronizarea mea și dispoziția care o voi avea. Succes vouă mai departe, mersi că sunteți cu mine și ne vedem în următorul live. Cu voi a fost Sergiu Budăianu, directorul la matematica.media și... Scopul nostru este să facem Moldova mai deșteaptă, iar cei care privesc live-urile să înțeleagă matematica, poate chiar să o iubească. Sunt Sergiu și îți spun succes ție, succes și mie. Succes ție, succes ție, succes și mie.